Hai noroc! Eu încă de la sfârșitul anului 2016 tot încerc să vă vorbesc despre asta, dar tot nu reușesc. Anul 2016 a fost un an special, pentru mai multă lume. De fapt, pentru toți a fost un an special, hai să nu ne jucăm. Dar e ca pentru un om, anul 2016 a fost nu că special, dar a fost special de special. În 2016 acest om a obținut controlul Parlamentului, a Guvernului și a atribuit funcția de coordonator executiv al Coaliției de Guvernare. A devenit principalul paznic al stabilității țării, apărător al copiilor, luptător împotriva viciilor precum jocurile de noroc, cam Samuel, iobă. Și publicația online Newsmaker, la care eu vă îndemn să vă abonați și pe care eu aștept să-și facă și o pagină în limba română, pentru că sunt tare mulți oameni care nu cunosc limba rusă și pentru care e păcat să ignore textele pe care le scriu băieții și fetele de acolo, a plecat publicația asta online Newsmaker și-a propus să ne amintim cu toții despre cum în 2016 acest om, de care v-am vorbit mai devreme, a devenit stăpânul țării. Și-a ilustrat asta prin exemplu, prin analogia celui mai puternic, celui mai vânjos deputat democrat, Constantin Țuțu. Abia că eu am luat textul de la Newsmaker, l-am citit cu vocea mea de Dan Bălan, am adăugat niște imagini pe deasupra și vă invit pe voi să urmăriți acest filmuleț. Ap și începem? Hai să-i dăm foială! Antrenamentul sau trenirovca. Numele lui Vlad Plahotniuc a apărut în sursele mass media din Moldova pentru prima dată în perioada celui de-al doilea mandat de președinte al lui Vladimir Voronin. Interesele prim vicepreședintelui Partidului Democrat Vladimir Plahotniuc și ale familiei fostului președinte al țării Vladimir Voronin au fost reprezentate prin interpuși în compania offshore prin care a fost controlat postul de televiziune în IT. Menținând legături strânse cu fiul președintelui, antreprenorul Oleg Voronin. Voronin Junior a recunoscut că îl cunoaște pe omul de afaceri Vladimir Plahotniuc, acuzat de actualul guvern că a monopolizat piața de carne și pește, dar că relația lor este de prietenie numai. Din umbră către lumină. Data oficială a ieșirii lui Plahotniuc pe arena politică poate fi considerată 19 noiembrie 2010. În această zi, la întrunirea Consiliului Politic al Partidului Democrat, a fost luată decizia să-l înscrie pe businessman sub numărul 2 în lista partidului pentru alegerile parlamentare. O țară fără corupție, în care statul are grijă de fiecare cetățean, înseamnă progres. Principiul care stă la baza relațiilor între diferite naționalități și convingeri este respectul. Poporul așteaptă de la viitoarea conducere relații de bună vecinătate cu Ucraina și România, restabilirea prieteniei cu Rusia. Lumea vrea siguranță și bunăstare. La 30 decembrie 2010, în cadrul Consiliului Național PD, a fost luată hotărârea de a-l desemna pe Plahotniuc în funcția de vicepreședinte al partidului. În aceeași zi, a fost ales prim vicepreședinte al Parlamentului. Schimb de lovituri. În 2010, lupta pentru pârghiile puterii între Plahotniuc și Filat, care până atunci se petrecea după culise, s-a transformat într-o confruntare deschisă. Pe tot parcursul anului, politicienii îi făceau schimb de lovituri prin intermediul mass media. Filat, care ocupa postul de prim-ministru, l-a numit atunci pe Plahotniuc păpușar pentru prima dată. Cine? Nu, dar voi știți cine? Adică spun, dar este foarte bun și nu este clar cât trebuie să... Iar acesta, drept răspuns, l-a numit regele contrabandiștilor. Ar fi trebuit să operez și eu cu noțiuni gen regele contrabandei, țara Ipteh sau chiar citate din renumită carte a domnului Roșca, gangsterul tranziției, contrabandistul secolului, țigareta 1, 2... Polemica din mass media a continuat până în martie 2012, când Coaliția de Guvernare i-a reușit cu susținerea grupului Dodon, dezlipit de la PCRM, să-l aleagă președinte pe Nicolae Timofti, un fost judecător. Knockdown. Războiul politic a fost reînnoit la începutul anului 2013. La data de 23 decembrie, în apropiere de localitatea Chetruș, raionul Fălești, a fost rănit mortal din armă cu țeavă lisă cetățeanul Paciu Sorin. Paciu Sorin. La 6 ianuarie, liderul mișcării antimafie, Sergiu Mocanu, povestește la o conferință de presă despre omorul din decembrie 2012 al antreprenorului Sorin Paciu în timpul unei vânători care a avut loc în rezervația naturală Pădurea Domnească. Din cuvintele acestuia rezultă că participanții la vânătoare, predominant funcționari apropiați PD-ului, au tăinuit cele întâmplate timp de 2 săptămâni. Simțind că pozițiile democraților au slăbit, Filat trece în ofensivă, solicitând demiterea figurilor cheie din rândul lacheilor lui Plahotniuc și retragerea structurilor statale de sub controlul oligarhului. Domnul procuror general Zupot trebuie să plece în demisie. La 15 februarie 2013, Liberal Democrații votează împreună cu PCRM lichidarea postului de prim vice-speaker la moment ocupat de Plahotniuc. Lovitură dublă.
La 5 martie 2013, deja democrații votează împreună cu opoziția de stânga demiterea guvernului Filat. În aprilie, totuși, partenerii certați încep tratative pentru recrearea coaliției. Filat, căruia este promisă funcția de prim-ministru, își cere scuze public de la Plahotniuc pentru acuzațiile exprimate anterior. Îmi pare rău! Pe 22 aprilie 2013, Curtea Constituțională, controlul căreia este atribuit lui Plahotniuc, adoptă o decizie neașteptată, conform căreia Filat nu mai are dreptul să ocupe funcția de prim-ministru. Motiv pentru această decizie servește votul de neîncredere prin care Filat și guvernul acestuia au fost acuzați de corupție. Prim-ministru unui guvern demis prin moțiuni de cenzură pentru suspiciuni de corupție se află în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile. Momente de tensiune. După alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, când Plahotniuc este reales deputat în Parlament, apar informații despre furtul miliardului din sistemul bancar al țării. Dispariția unui miliard de dolari este o lovitură grea pentru Republica Moldova, una dintre cele mai sărace țări europene. Poate că încearcă cineva să ne explice că acestea nu au fost furturi, nu au fost dilapidări, dar au fost niște simple contracte de credit. Pe valul nemulțumirilor în societate este creată platforma civică Demnitate și Adevăr, care de la începutul lui 2015 organizează în Chișinău proteste masive antiguvernamentale. Drept lider al platformei DA se consolidează Andrei Năstase, unul dintre cei mai aspri critici al lui Plahotniuc. La proteste se alătură și partidele de stânga. Sub îndemnul partidului Casa Noastră Moldova, Grigore Petrenko, protestele încep la casa lui Plahotniuc. În piața mare a Adunării Naționale este format un orășel de corturi. Scopul: demisia guvernului, a legislativului, a președintului și scoaterea statului din captivitate. Knockout. O să sară în aer tot sistemul ăsta politic din Republica Moldova și poate a venit timpul să sară în aibii odată în aer și să construim ceva sănătos. Man, don't bullshit me. La 15 octombrie 2015, liderul Partidului Liberal Democrat, Vladimir Filat, este arestat și învinuit de corupție și complicitate la furtul miliardului. Cerem ridicarea imunității parlamentare a deputatului în Parlament, Vladimir Filat, экс-премьер-министра Республики Молдова. Ну а король удостоен чести провести ночь в президентском номере для двух персон отеля «Нобель». Он также получил тур на уикенд на Ягуаре и, конечно, королевскую корону. Ратео Енервант. De fapt, Plahotniuc nu renunță la încercările lui de a deveni un politician public și un lider al guvernării. Prim vicepreședintele Partidului Democrat, omul de afaceri Vlad Plahotniuc, a fost desemnat de majoritatea parlamentară drept candidat la funcția de premier. În calea planurilor lui Plahotniuc apare pe neașteptate un alt obstacol, președintele Timofti. Decizia șefului statului de a respinge candidatura lui Vladimir Plahotniuc pentru funcția de prim-ministru este lipsită de temei legale. Această opinie a fost exprimată aseară în cadrul emisiunii Fabrica. Contraatac. Amenințat cu alegeri anticipate, Plahotniuc întreprinde o altă manevră. Se dezice de ambițiile de prim-ministru și îl înaintează la acest post pe colegul său, Pavel Filip. Timofti nu are argumente împotriva lui. Pădurarul refuză înaintarea candidaturii sale, iar președintele înaintează pe Pavel Filip. Renunțând la funcția de premier și înaintând în această poziție o persoană de încredere, Plahotniuc a rezolvat încă o problemă importantă și a asigurat susținerea Washingtonului. Noul cabinet de miniștri a depus jurământul în taină, sub acoperirea nopții, iar acest fapt nu l-a împiedicat pe Vladimir Plahotniuc să se consolideze în poziție de unic conducător de plin al țării, recunoscut în țară și peste hotare. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea programului de activitate al guvernului și acordarea votului de încredere a guvernului a fost aprobat. Campion absolut. Ultima piedică sau chiar incomoditate pentru sistemul de putere al lui Plahotniuc rămânea opoziția protestatară. După ianuarie 2016, aceasta nu mai reprezenta o amenințare directă și unicul factor de presiune asupra puterii erau alegerile parlamentare și un președinte ales de popor. Democrația înseamnă alegeri anticipate! 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 La 4 martie, Curtea Constituțională a luat decizia de a reveni la procedura alegerii directe a președintelui. Prin această decizie, CC îndeplinește formal una din cerințele opoziției, însă în realitate aplică o lovitură cruntă adversarilor puterii lui Plahotniuc. Hotărârea curții practic dă start cursei prezidențiale. Această schemă a funcționat. Partenerii de proteste, opoziționerii de stânga și dreapta devin concurenți și începe o luptă aprigă unul împotriva altuia. Atot puternicia lui Plahotniuc rămâne în continuare obiectul criticii acestora. Pentru putere însă, această opoziție certată și dispersată nu reprezintă niciun pericol. Well, well, well. Iată-ne în 2017, prieteni, cu conducătorul incontestabil, cu drepturi de pline, cu 4 televiziuni care cântă în dudcă, a căror angajați continuă să creadă că în Moldova e democrație,
și stabilitate. Întrebare, noi stăm și urmărim cum în fiecare săptămână domnul filantrop ne spală ochii cu știri de genul în 2155 pensiile o să crească cu 7%? Sau poate totuși ne apucăm de capul celor care îi gâdă la orgoliu? Mai raportăm câte o știri care ne roasă fals? Mai arătăm cu degetul la cei care îl numesc lider desăvârșit? What the fuck? Apiacă. O leacă din nelămurire am eu. Până una alta, eu vă mulțumesc că v-ați făcut timp și ați urmărit acest video și un mare mulțumesc lui Constantin Druță, care a fost suficient de generos cu mine și m-a ajutat cu traducerea textului de pe Newsmaker. Sănătate, pupicei!